Lucrurile un pic mai deosebite, bineînțeles, sunt legate tot de situația răniților. Avem o suplimentare a bugetului Ministerului Sănătății pentru reîntregirea stocurilor de medicamente și consumabile din spitale pentru a preveni o eventuală altă situație nedorită, în valoare de 26,3 milioane de lei. Avem de asemenea un ajutor acordat persoanelor aflate în situații deosebite în valoare de 385.000 de euro.